La 6 pentru informații cu privire la locație. Miercuri 2 septembrie, pompierii argeșeni au intervenit pentru stingerea a 4 incendii izbucnite la aproximativ 31,800 metri pătrați de vegetație uscată și mărăciniș, circa 100 de metri liniari de gard din lemn, o anexă de 6 metri pătrați, pomi fructiferi, viță de vie, fân și deșeuri din lemn. Incendiile au avut loc în orașele Mioveni și Costești și localitățile Vedea și Buzoiești. La incendiul din localitatea Vedea a participat alături de pompieri și un echipaj de la Serviciul de Voluntari pentru Situații de Urgență Vedea, care a acționat cu mijloace de primă intervenție pentru stingerea flăcărilor ce amenințau să se propage la construcțiile aflate în apropiere. În orașul Costești a fost nevoie și de paramedici smurd pentru a acorda îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de 69 de ani care a suferit un atac de panică, acesta ulterior refuzând transportul la spital.